Amenzile pentru persoane fizice care nu respectă ordonanțele militare se măresc și vor avea următoarele valori. Minim 2.000 de lei și maxim 20.000 de lei, față de minim 100 și maxim 5.000 de lei, cum sunt în prezent. Amenda minimă pentru persoanele juridice care nu respectă ordonanțele militare se mărește de la 1.000 de lei, cât este în prezent, la 10.000 de lei. Maximul amenzii pentru persoanele juridice rămâne stabilit la 70.000 de lei. În plus, la articolul referitor la sancțiunile, se introduce un nou aliniat care prevede că pe lângă sancțiunea contravențională principală, în funcție de natura și gravitatea faptei, se pot aplica și una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare cuprinse în ordonanțele militare. Confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție, interzicerea accesului la respectivele bunuri prin aplicarea sigilului de către organele abilitate, suspendarea temporară a activității, desființarea unor lucrări, refacerea unor amenajări. Îi asigurăm pe toți cetățenii că adoptăm toate măsurile pentru prevenirea răspândirii acestui nou virus și că nu vom tolera nicio abatere de la normele legale în vigoare.